Salutare, dragii mei, și bine ați venit pe canalul de YouTube Turtonace FM. Sunt foarte răcit, de aceea nici n-am ieșit la timp cu episodul de miercuri. Acesta este, de fapt, episodul de miercuri pe care îl vom scoate astăzi. Îl voi pune astăzi, ca mai apoi să pun și episodul de vineri, adică episodul care ar fi trebuit normal să iasă astăzi. Cer scuze pentru vocea mea. Nu o să vorbesc prea mult și nu o să stau prea mult la palavră, o să trec direct la acțiune. Astăzi avem parte de meciul cu Gent din Europa League. Un meci care ne poate califica matematic în următoarea fază a competiției. Avem 8 puncte noi, 4 puncte ei, cu două meciuri rămase. O victorie astăzi ne-ar califica, cred că și un egal ne-ar califica. 9 puncte, 5 puncte, ar mai fi 4 cu un meci de jucat, cred că și un egal. Important cred că e să nu pierdem. Haideți să facem primul 11 împreună. Vom juca ca de obicei cu Vlad în poartă, cu Manea, Miron, Cristea, pentru că sunt singurii care ne-au rămas după plecarea lui Planici, Bogose, Vaț, Cicâldău, cu Aurznes. Pe partea asta vom avea Hernandez, cred că mai voi merge cu Olaru. Aici, sincer, aici cred că o să joc titular cu Ivan în meciul ăsta, pentru că aș fi făcut-o foarte bine ultimele dăți și obișnuitul Mans, goalgetter-ul de rigoare. Vom avea Panțăru, probabil cu Cotunio, mai mult ca sigur, de fapt nu probabil, Vână cu Aidă, Coman, Moruțan și cred că Narvaez mai bine decât Alibek. Asta este echipa, tactica o cunoaște, este aceea. Acesta este, cum vă spuneam, penultimul meci din grupele Europa League. Nu mai avem foarte multe meciuri, suntem la jumătatea lui noiembrie. Practic mai puțin de o lună calendaristică și vom intra în perioada pauzei de iarnă. O pauză binevenită pentru că avem nevoie și de câteva transferuri, mai ales după plecarea lui Planici avem nevoie de un fundaș central titular, dar pe lângă un fundaș central titular vom avea nevoie mai mult ca sigur și de o a doua rezervă. În momentul de față stăm în doar doi fundași centrali. Cred că pun pressing aici, marcaj aici și pressing aici și cam atât. Ar trebui să ne avantajeze jocul nostru pe benzi împotriva acestei formații care se prefigurează a avea posesia mai mare decât noi, însă nu și ocaziile, sperăm noi. Să vedem ce fac. Venim după un derby de România, un match cu Dinamo, un campionat câștigat destul de lejer, 2-0, și un meci în care nu prea am avut probleme, în care Dinamo nu prea ne-a pus probleme. Să vedem. Deci în situația actuală suntem calificați. Prima ocazie de partea lor aparent, McQueen, respingem nu foarte bine, United între timp conduce, Ogeagea, Kubo, frumos, frumoase pase, Vitalia, Ovosu, Ovuso, Ovosu, nici nu știu, Bron, frumos, frumoasă centrare, frumoasă acțiune, minutul 20, prima lor acțiune. Sper să fie și ultima. Eu cred,
la cum s-a jucat, din ce văd în statistici, chiar dacă n-am văzut efectiv nicio acțiune de-a noastră, eu cred că dacă și în repriza a doua vom juca așa, atunci avem șanse foarte mari să ne calificăm. Ultimul meci ar urma să-l avem cu United, dacă nu mă înșel. În cazul unui rezultat prost aici, nu cred că mai avem alte șanse. Este destul de greu să... Deși am avut egal în tur, dacă nu mă înșel, nu m-aș baza pe acel meci. Ar fi important aici să ne facem treaba. Un gol cred că ne-ar pune cu un picior deja în 16-imi. Hernandez foarte aproape aici. Din nou fază pentru noi, dar greșim repunerea. Poate recuperăm aici și o facem prin Miron. Aursnes și Câldău. Poate Manea să intre. Foarte aproape Mans acolo. Nu știu dacă a fost offside. Ce-mi place e că eu pe Miron l-am luat cu mult înainte să aibă orice legătură cu un transfer potențial în realitate la FCSB. Asta denotă cât de exact e jocul ăsta, cât de realist e la nivel de jucători și de valoarea lor, pentru că Miron a ajuns la noi ca o soluție bună de rezervă la un preț bun, accesibil din campionatul nostru și cam aceeași strategie a fost și gol, Ivan. Mi s-a răscumpărat, nu răscumpărat, nu. Mi-a dat gol. Mi-a dat gol și mi-a răsplătit încrederea Ivan, aparent. Iată, am avut inspirația de a-l titulariza în locul lui Coman și dă un gol foarte important. Olaru nu prea are chef astăzi. Și nici Hernandez. Vezi, știam eu de ce-l bag pe Narvaez rezervă. Și vom schimba și pe Cicâldău, care începe să scadă foarte mult la nivel de condiție fizică. Creștem un pic tempo, știți, obișnuitele schimbări. Cam atât. Am trecut pe un pic mai cu curul în poartă, mai pe românește. Ar fi super nașpa dacă ar întoarce scorul ăsta ei, dar mi-e greu să cred, nu prea au arătat mare lucru. În repriza a doua am fost clar peste ei. Să vedem acum David. Egalează. Jonathan David. Credeam că va pierde. Manea din nou. Întoarce bine la vână și autogol. Important e că a intrat Thomas Kaminski. Oricum o execuție, o centrare foarte bună a lui Manea și un cap foarte bun al lui Mans, cred că. Mans, iată-l din nou cu semi-ocazie, semi-șansă. Scoate aici Vlad data aceasta. Vom termina episodul ca de obicei după terminarea meciului. Ca și meciul următor, ca și episodul următor de fapt va apărea tot astăzi. Așa cum v-am spus, asta este episodul care ar fi trebuit să apară miercuri, dar n-am fost efectiv în stare miercuri și nici ieri. De-abia azi mi-a mai revenit și am zis să-l fac. Asta e episodul de miercuri, deci considerați-l ca și episodul de miercuri, doar că cu întârziere.
Iar pentru episodul următor este episodul de vineri, astăzi este vineri, deci în mod normal trebuie să apară episodul de vineri, logic. În cazul ăsta vă veți bucura astăzi pentru ca de weekend, așa, vă veți bucura de două episoade. Ca și următor meci în episodul următor, nu știu să vă zic, pentru că urmează acum să avem două meciuri relativ ușoare cu UTA și Clinceni, parcă ceva de genul, meciuri care n-aș vrea să le pun pe filmare, nu are rost. Voi încerca să, probabil că meci cu United nu vom mai vedea, pentru că nu nici acela nu prea are rost. Probabil că voi încerca să aleg un meci mai drăguț din campionat. Frumos, avem 3-1. Narváez îmi scrie și el foarte bine. Da, voi încerca să pun un meci din campionat mai important, mai interesant, sau dacă nu, poate un meci din Cupa României, sau poate nu, că nu am avut niciodată, sau de ce nu, poate următorul meci din campionat în anul următor, după pauza de iarnă, poate voi trece eu peste. Să văd, nu știu calendarul, așa că să vedem. Important e ca voi să susțineți în continuare canalul, să dați în continuare like, share, subscribe, să lăsați coment acolo unde nu vă convine sau vă place ceva, pentru că orice fel de feedback e util și bun pentru mine. Iar până la următorul viitor, toate cele bune, chiar dacă vorbim poate de câteva ore, dar revenim. Apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați și revenim nu cu peste mult timp după ce veți avea posibilitatea de a vedea acest episod pe canal. Bun, hai că am vorbit destul. Ciao!